Conducerea Clubului Sportiv Municipal Deva a desemnat coordonatorul viitoarei Academii de Fotbal din cadrul clubului. Este vorba despre Ionuț Stelescu, care are un CV impresionant, fiind, printre altele, vreme de mai bine de 8 ani, colaborator al selecționerului Eduardo Iordănescu. Acesta a avut deja o întâlnire cu antrenorii grupelor de copii și juniori ale secției de fotbal de la CSM Deva. Proiectul este unul pe termen mediu și lung și își propune un salt calitativ al fotbalului de la CSM Deva prin descoperirea, creșterea și promovarea de jucători talentați la prima echipă prin metode de pregătire noi. Pe termen mediu-lung vom observa că trebuie să ne regăsim în mediul academiilor de fotbal. De ce? Pentru că sportul de performanță se practică la nivelul academiilor. Dacă ați văzut, discuțiile cu colegii erau legate de foarte mult ce înseamnă materie umană și respectiv copiii au venit și este o bază mare de selecție. De ce spun asta? Pentru că sunt grupele mici care au în componență peste 60 ceva de copii. Probabil că este inuman când ajungem la grupele de performanță și respectiv după grupele de 15 ani în sus să putem să lucrăm cu atâția copii. Se vor face evaluări, se vor face, dacă vreți, criterii clare de selecționare pentru în alta performanță și cei care vor fi, din punct de vedere al tuturor componentelor antrenamentelor pregătiți, vor face pasul spre echipa întâi, da? Și exact cum vă spuneam mai devreme, mi-aș dori ca și de la grupele de 14-15 ani în sus să avem și noi jucători selecționați pentru loturile naționale. Pentru înființarea Academiei, clubul mai trebuie să depună toate actele necesare până în data de 8 martie. Conform reprezentanților clubului, CSM Deva îndeplinește condițiile necesare pentru a întruni punctajul care îi dă dreptul de a avea o Academie de Fotbal autorizată. Activitatea efectivă a Academiei de Fotbal din cadrul CSM Deva este preconizată a începe în toamnă, la debutul sezonului 2024-2025.